Călătorim împreună prin Genesa și facem popasuri lângă adevărurile pe care le găsim în carte. Abia am deschis cartea Genesa și Scriptura ne învață că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa ca să ne cinstească cu numele său, să ne strângă în brațe. Ne pregătește, practic, ne-a creat pentru sine, pentru cer. Dar deja în capitolul 3 vedem cum omul nerăbdător încearcă să fure numele, n-are timp să aștepte ca Dumnezeu să îl facă la vremea lui și de aceea ascultând șoapta celui rău, veți fi ca Dumnezeu, întinde mâna după fructul oprit, dar mâna aceea întinsă are o mulțime de consecințe atârnate de ea. Și astăzi vom vedea că din același izvor, din același familie pornesc practic două ramuri, două comunități cu două moduri de a-și face un nume. Din păcate, toată istoria este într-un fel împărțită în două și sunt și în ziua de astăzi în fața noastră oameni care încearcă să-și facă un nume independent de Dumnezeu și alții care s-au atârnat de Dumnezeu și așteaptă împlinirea planurilor Lui. Dar nu uitați, oricare dintre noi putem aparține uneia sau celeilalte dintre comunități și alegerea o faci tu, o fac eu. Întreabă Iacov în capitolul 3, versetul 11, oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă sărată? Din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă sărată? Răspunsul evident este nu. Un pom nu poate face și roade bune și roade rele. Cu toate acestea, dintr-o singură familie în Genesa, pornesc două comunități. Și aș vrea să urmărim un pic în dimineața aceasta istoria lor. M-aș întoarce la momentul în care Dumnezeu a adus primul cuplu și l-a binecuvântat. Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-le, stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Din păcate, imediat după binecuvântare urmează căderea, apoi judecata. Dumnezeu jertfește animale să îmbrace pe oameni în haine de piele, dar trebuie să-i alunge din Eden, din prezența Lui. Și alungarea din Eden poartă cu ea o mulțime de consecințe. Aș vrea să citesc din capitolul 5, versetele 1 la 3, istoria comunității lui Adam. Iată cartea neamurilor lui Adam în ziua în care Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. Notați, vă rog, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua în care au fost făcuți. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și a pus numele Set. Interesant, Adam a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar atunci când s-a născut Set, Set era după chipul și asemănarea lui Adam. Ceva s-a rupt între om și Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 15, Pavel, vorbind despre învierea morților, despre trupul de slavă pe care îl vom primi, spune, cum este cel pământesc, așa sunt cei pământești. Observați odată cu căderea, cu ruperea relației cu Dumnezeu, Adam a devenit cel pământesc și Set fiul lui a devenit ca și Adam, ca și cel pământesc. Cum este cel ceresc, și aici este vorba de Domnul Iisus Hristos, de înviatul din morți, care are un trup de slabă, așa sunt cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta chipul celui ceresc. Chipul celui ceresc. Priviți o clipă cu mine, secvența Dumnezeu, Adam și pe urmă urmează Set. La început, Adam a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, poartă aceeași culoare. Apoi păcatul a venit și a schimbat ceva în viața lui. Și interesant, Set se naște de culoarea lui Adam. Se naște, dacă vreți, după chipul lui Adam, poartă chipul lui Adam. A pierdut ceva din chipul lui Dumnezeu. Adam, între el și Dumnezeu, a impus sau a adus păcatul pe care noi îl numim păcatul originar. Păcatul originar are de a face cu această tendință adâncă a omului de a fi autonom.
de a nu dă socoteală nimănui decât ție-și. Toate căile pe care le urmează încearcă să fie liber, încearcă să fie independent. Nu-i place să stea sub stăpân, nu-i place să asculte de nimeni. Toate tendințele umane vin, sau toate ființele umane vin pe lume cu această feroce egocentrare. Atunci când e vorba de mine, de viața mea, sunt dispus să calc în picioare totul, începând prin a vorbi de rău și terminând prin a ucide, cum a făcut Cain. Dar toate acestea sunt săpate adânc în ființa noastră din pricina păcatului. Și ceea ce este mai trist este că accepți egocentrarea unui prunc de 2-3 zile care plânge după mâncare, plânge după glasul mamei și brațele mamei. Dar omul ajunge la 30, 40, 50, 60, 80 de ani și nu se dezbracă de acest egocentrism al lui. Și toate acestea se datorează a ceea ce păcatul a dus în lume și a transmis apoi genetic la întreaga rasă umană. Mă întreb, oare ce a pierdut omul din pricina căderii și în urma căderii, din binecuvântarea pe care i-a dat-o Dumnezeu în grădină? Veniți cu mine în grădină, în capitolul 2, versetul 15 și uitați-vă la mandatul pe care Dumnezeu îl dă lui Adam. Domnul Dumnezeu a luat pe om, l-a așezat în grădina Edenului ca să facă două lucruri, să lucreze și să o păzească. Să lucreze și să o păzească. Acum că am trecut prin capitolele căderii, știm de cine trebuia păzită grădina. Din păcate, omul n-a făcut lucrul acesta. Și de aceea, după alungarea lui din grădină, el pierde un aspect din mandatul pe care Dumnezeu i l-a dat. Dumnezeu a vorbit cu sine, acest Dumnezeu triunul, să-l împiedicăm, dar ca nu cumva să-și întinde mâna să ia din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care a fost făcut. Doamne, unde este păzitul pământului, păzitul grădinii? Dumnezeu ar fi ridicat din numeri și ar fi zis, îmi pare rău, lucrul acesta a fost pierdut. Dreptul de a stăpâni pământul, noi eram viceregii, noi eram coregenții lui Dumnezeu, dar prin păcat, prin neascultare, prin răzvătire împotriva lui Dumnezeu, dreptul acesta l-am pus în mâna șarpelui, în mâna lui Satan, în mâna diavolului. Nu la întâmplare Domnul Iisus Hristos îl numește pe diavolul stăpânitorul lumii acesteia sau Dumnezeul viacului acestuia, iar Pavel în Efeseni îl numește Domnul puterii văzduhului care dă mersul acestei lumi de-a lungul istoriei. Noi ar fi trebuit să o facem în numele lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu, dar prin neascultare am vândut acest drept. Atunci când cineva sparge casa, îl numim hoț, hoțul vine, fură și pleacă. El are nevoie de bunurile tale. Dragii mei, nu tot așa este cu diavolul. El vine, fură, înrobește, stăpânește și prăpădește. Domnul Iisus spune, hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Și dacă pentru o clipă am crezut că vom fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul și în autonomia noastră ne va merge bine pentru că suntem destui de înțelepți, fiind creați după chipul lui Dumnezeu să alegem binele, ne pomenim deșirați și desfăcuți de relația în care am intrat cu șarpele. A mai rămas un singur petic de pământ care mai poate fi păzit și care trebuie să fie păzit. Și acest petic de pământ este inima mea, este inima ta. Restul este vândut, mersul lumii nu-l dictezi tu, indiferent ce faci. Poți fi puțină lumină în mijlocul întunericului, dar lumea asta are un mers al ei și tu trebuie să mergi împotriva curentului. În schimb, porți în tine ceva ce Dumnezeu te mai cheamă să păzești, să cântărești și să direcționezi în direcția cea bună. Nu la întâmplare, în Proverbe, capitolul 4, versetul 23, Solomon ne spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Ca să vedem ce înseamnă lucrul acesta, aș vrea să ne oprim lângă Abel și Cain, lângă primii doi frați, imediat după alungarea din Eden. În capitolul 4, versetele 1 la 16, citim istoria lui Cain.
Dar el pleacă și el descinde din tatăl și mama lui, care sunt Adam și Eva. Și textul spune, Adam s-a împreunat cu nevastă sa, cu Eva, i-a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Foarte interesant, suntem în partea aceea în care narațiunea fuge cu foarte mare viteză. Au trecut de la nașterea lor mai bine de 20-25 de ani, nu ni se spune nimic despre ei, cum de s-au despărțit și au împărțit într-un fel domeniile, unul agricultor, altul cioban la oi. Dar cei doi sunt aduși în fața unui altar și așa ne întâlnim cu ei, aducând fiecare câte o jertfă. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile lui și textul spune, Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Ceva între Cain și Dumnezeu se rupsese și de aceea Dumnezeu trebuie să spună nu jertfei lui Cain, în timp ce spune da jertfei lui Abel. Foarte interesant, în mintea noastră se ridică tot felul de întrebări, dar de ce au adus jertfe? Cine le-a spus să aducă jertfe? Și apoi dacă au adus jertfe, le-a spus cineva cum trebuie să fie o jertfă plăcută lui Dumnezeu și cum trebuie să fie una care nu-i plăcută lui Dumnezeu? De ce sunt vinovați unul și celălalt nu? De ce l-a condamnat Dumnezeu pe Cain, dacă nimic până aici, nimic din ce ni s-a spus până aici, nu ne vorbește despre cum se aduce o jertfă. Mai mult, Scriptura ne spune foarte clar că înainte de a fi legea, păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în socoteală câtă vreme nu este o lege. Sau dacă vine în Roman capitolul 7, versetul 9, Pavel spune, odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam. Dar când a venit păcatul, sau când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Nu știm ce a spus și ce n-a spus Dumnezeu, știm doar atâta, că Dumnezeu este drept și nu cere de unde n-a pus. Dragii mei, în capitolul 3, versetul 21, înainte de alungarea din Eden, textul ne spune că Dumnezeu i-a dezbrăcat de șorțurile de frunze de smochin pe care le cususere la oaltă, și le-a făcut haine de piele și îmbrăcați în haine de piele, i-a scos afară din prezența lui. Și cu siguranță că nu era piele sintetică, piele artificială. Și în locul lor, în Eden, a trebuit să rămână sângele, jertfa. Și probabil jertfirea s-a făcut în prezența lor și au văzut atunci pentru prima dată ce înseamnă moartea, ce înseamnă să plătești, să împlinești porunca lui Dumnezeu. În ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Harul extraordinar a fost să moară un nevinovat în locul celui vinovat, ca cel vinovat să capete îndurare, iertare, vreme de pocăință, vreme să-și analizeze inima, să vadă ce s-a întâmplat cu ea și să o redirecționeze spre Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Toate acestea le putem presupune și dacă citiți, dragii mei, comentariile, veți vedea o mulțime de presupuneri, o mulțime de ipoteze greu de verificat sau imposibil de verificat. Și atunci trebuie să mă limitez la un singur fapt, la o singură întrebare. Ce-a intenționat autorul să-mi spună? Am văzut pe Dumnezeu l-aduce brusc și deodată pe scenă, la fel face cu șarpele, la fel face cu cei doi oameni, cu Cain și cu Abel. Cred că un singur mesaj vrea să ne transmită Biblia. Ce se întâmplă când se rupe relația omului cu Dumnezeu? Ce se întâmplă când, din pricina neascultării mele, Dumnezeu nu privește cu plăcere la faptele mele, la viața mea? Ce se întâmplă? Care sunt consecințele? Am văzut împreună, chipul lui Dumnezeu are cel puțin trei paliere pe planul relațional, relația cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu semenii. Când tăiem peste relația cu Dumnezeu, viața ni se face praf pe toate celelalte paliere. Mă desfac în adâncurile mele, relația cu mine însumi se rupe, dar odată ce m-am pierdut pe mine, îl pierd pe cel din jurul meu, pe cel de lângă mine, relația cu semenii se frânge.
Uitați-vă puțin la Cain, la implicațiile ruperii relației lui cu Dumnezeu. Cain s-a mâniat foarte tare. S-a mâniat foarte tare și s-a posomorât, i-a căzut fața. Nu mai era același. Ceva s-a întâmplat în relație cu sine însuși. Dumnezeu intervine să oprească răul care se prefigura. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine. Tu să-l stăpânești. Putem doar intui faptul că Dumnezeu nu-l mustră la întâmplare. Nu e așa, dacă faci bine, ești bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, tu să-l stăpânești. Cain a făcut răul, Cain știa ce avea de făcut și de aceea judecata lui Dumnezeu nu este întâmplătoare și atitudinea lui. Din păcate, Cain, așa cum a refuzat vocea lui Dumnezeu la început, greșind în aducerea jertfei, refuză atenționarea lui Dumnezeu și acum. Însă Cain a zis, observați, însă, adică în contrast cu sfatul lui Dumnezeu, Cain a zis fratelui său Abel, haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. S-a stricat relația cu Dumnezeu, s-a desfăcut pe dinăuntru, s-a stricat relația cu semenul său, cu fratele său. Dragii mei, noi ne facem și ne desfacem plecând de la relația noastră cu Dumnezeu. Dacă simți că totul este aruncat în aer, în tine e un vulcan, în jurul tău sunt relații frânte, nu uita, nu poți începe nici de la tine, nici de la semeni. Trebuie să încep de la Dumnezeu, de la refacerea relației, de la împăcarea cu El, renodarea legământului cu Dumnezeu, pentru ca să poată veni pacea în inima ta și pacea în relațiile tale. Interesant, Ieronim, analizându-l pe Cain, înșiră cel puțin 7 greșeli în viața lui. În primul rând este invidie împotriva fratelui său. De ce el a fost primit și eu nu? Apoi este necinste. Haidem să ieșim la câmp. Probabil că au mers prinzându-se după umăr, povestind împreună. Cain tocmai avea în mână jucăria lui cu care urma să îl binecuvinteze în ghilimele pe fratele său. Necinste, crimă. Crimă împotriva fratelui său, crima primordială, cel care aduce moartea, uciderea, cel care aduce frica de moarte, dragii mei, în universul nostru, întristarea părinților lor, minciună, nu știu, îi spune lui Dumnezeu cu sânge rece Cain. Uitați-vă puțin la ce rezultă când se rupe relația cu Dumnezeu. Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel? El a răspuns, nu știu, nu știu. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu. Când Adam și Eva au fost coși din grădină, Dumnezeu s-a uitat în ochii bărbatului și a zis, blestemat este pământul din pricina neascultării tale. Acum blestemul se îngroașă, blestemat ești, nu pământul, tu, blestemat ești tu, izgonit din ogărul acesta care și-a deschis gura să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui. Adam, cu sudoarea feței tale să-ți câștigi pâinea spin și pălămidă, Cain, să nu-ți mai dea bogăția lui. Pribeac și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului, pedeapsa pe care mi-o dai este prea mare ca să o pot suferi. Iată, tu mă izgonești de pe fața pământului și eu trebuie să mă ascund de fața ta. Să fiu pribeac și fugar pe pământ și oricine mă va găsi, mă va omorâ. Domnul a zis, nici de cum. Dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain, pentru ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Dar uitați-vă ce se întâmplă. Apoi Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Dați-mi voie să adun într-o schemă istoria de până acum. Dumnezeu l-a creat pe om în istorie, în grădina Edenului. Din pricina păcatului Adam și a Evei sunt alungați din Eden, un pas mai departe de Dumnezeu.
Dar odată cu crima lui Cain și cu judecata lui Cain, trebuie să facă încă un pas mai departe de Dumnezeu, mai departe și de părinții lui, mai departe și de fața lui Dumnezeu. Țara Nod este țara fugii, țara pribegiei. Dacă fugar și pribeag a trebuit să fie pe pământ, el tot timpul a trebuit să fugă într-un fel, hăituit de propriul lui păcat. Acum când mintea noastră am pus distanța între Adam și Eva, rămas singur, pierzându-și amândoi copiii, Abel mort, Cain alungat de Dumnezeu din prezența lor, de cealaltă parte Cain așteptându-se să-și plămădească mai departe istoria și viața. Ce s-a întâmplat în cele două comunități? Textul spune în versetul 17 din capitolul 4, Cain s-a împreunat cu nevastă sa, nu-mi puneți întrebarea cine a fost nevastă sa, observați, sunt prea multe întrebări care naratorul n-a avut de gând să ne răspundă. Când socotim vârsta oamenilor de atunci, vreau să vă spun că mișcarea de la un verset la altul poate fi 100, 200, 300 de ani, deci nu vă mire lucrurile acestea. Revin la text, Cain s-a împreunat cu nevastă sa, ea a rămas însărcinată și l-a născut pe Enoch. El a început să zidească o cetate sau, dacă aș citi altfel textul, el tocmai era în procesul zidirii unei cetăți. Și când i s-a născut pruncul, îl ia pe pruncul lui și leagă de cetatea pe care o zidea, de lucrul mâinilor lui, de eforturile lui. I-a pus numele cetății, numele fiului său, Enoch. Ori de câte ori Enoch trecea pe lângă zidurile cetății tatălui, nu uitați, trebuia să aibă ziduri de frica morții, se uita la ziduri, se uita în oglindă și zicea, Enoch, Enoch. Observați cum este legat de cărămizile și smoala eforturilor tatălui său. Dați-mi voie să mă mut în cealaltă comunitate. Adam s-a împreunat iarăși cu nevastă, s-a i-a născut un fiu și i-a pus numele Set, căci a zis ea, superbe-s cuvintele Evei, Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain. Lui Seti s-a născut un fiu, i-a pus numele Enoch, atunci au început să cheme oamenii numele Domnului. Ce preocupări diferite! În comunitatea Evei și a lui Adam și în comunitatea lui Set, oamenii se frământau și îl căutau pe Dumnezeu. Poate erau cititori în stele, poate erau zviitori de biserici, nu știu. În comunitatea lui Cain, oamenii lucrau de zor, cu sârg, organizând materia, legându-și numele de ea. M-am tot gândit, dar din nou, Genesa nu ne spune ce s-o fi întâmplat. Imaginați-vă tragedia, trauma, experiențelor lui Adam și Eva. În primul rând, din Edenul, din prezența, din părtășia cu Dumnezeu, alungați din grădină. Apoi, în sfârșit, lucrurile se așează, se nasc doi copii, cresc mari și unul omoară pe celălalt și într-o zi pierd și pe unul și pe celălalt. Nu știm ce au însemnat lucrul acesta, dar dacă un părinte nu-i foarte deosebit astăzi de ieri, în durerea, în suferința lor, Adam și Eva s-au întors spre Domnul. Pe de altă parte, în cealaltă comunitate, în mânia și răzvrătirea lui, Cain s-a întors spre sine. S-a întors spre lucrarea mâinilor lui, s-a întors spre alergările lui prin bucla fără șir a deșertăciunii. Când mă uit la cele două comunități, am două moduri distincte de a-ți face un nume. Și lucrul acesta, spuneam, guvernează întreaga istorie, întreaga cultură, întreaga societate. Poți să fii între cei care își fac un nume legat de Dumnezeu, căutându-L pe El, umblând cu El, sau poți să fii între cei care își plămădesc, își plăsmuiesc un nume prin ei înșiși, prin lucrul mâinilor lor. Dați-mi voie să mă dau puțin deoparte. Două moduri de a-ți face un nume. Fie legat de cărămiți și smoală, fie trăind în mijlocul lor, pentru că nu poți evada, dar lăsându-te chemat de Dumnezeu spre o relație cu El, spre umblare cu El. Nu știu dacă există și o treia posibilitate. Doar două moduri de a-ți face un nume. Observați
Noi alergăm cot la cot, unii lângă ceilalți, facem aceleași școli, suntem la medicină, tot grupul de aici, sau la politehnică, sau pornim afaceri, suntem părinți, trudim în grădină, trudim în universul acesta material, cot la cot. Și Scriptura ne spune, lumea nici nu ne cunoaște, nu l-a cunoscut nici pe el. Cu toate acestea, lumea este formată din două comunități și cele două comunități se deosebesc prin modul în care își fac numele. Priviți o clipă genealogiile din capitolul 4 și 5, pentru că practic este o listă lungă și plicticoasă de nume. Dar naratorul, cu bună știință, în mod premeditat, face comentarii legate de câteva personaje. În primul rând, lui Seti se naște un fiu, Enos, și în vremea aceea oamenii au început să cheme numele Domnului. De ce? Pentru că Adam și Eva, în durerea și în suferința lor, s-au întors spre Dumnezeu, au început să caute pe Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dăruit un fiu în locul lui Abel. Observați, Eva, deși ea a fost cea care a adus păcatul, ea este cea care se întoarce spre Dumnezeu. Dar dacă cobor pe lista numelor, îl găsesc pe Enoch și pe Lameh și dincolo, pe lista numelor descendenților lui Cain, îl găsesc pe Enoch și pe Lameh. Și foarte interesant, doar de aceștia doi leagă naratorul comentarii editoriale, ca și cum te-ar îmbia să compari cele două comunități, cele două istorii. Când mă gândesc la linia genealogică a lui Set, dacă citiți textul din capitolul 5, este foarte plicticos, foarte repede întoarceți pagina, pentru că el sună cam așa. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu, după chipul și asemănarea sa, și a pus numele Set. După nașterea lui Set, Adam a trăit 800 de ani, a născut fii și fiice. Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de 930 de ani, apoi a murit. Și acest tipar îl regăsiți de-a lungul fiecărui nume. A trăit, a născut, a murit. A trăit, a născut, a murit. A trăit, a născut, a murit. Foarte interesant. Ascultați ce spune în versetul 21-24 legat de primul nume de Enoch. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. Nu știu ce s-a întâmplat la nașterea acestui prunc, dar textul continuă. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. A trăit nu știu câți ani și a murit. Dar nu spune așa, ci repetă încă o dată, ca și cum a vrea să spună sub nas, sub ochi, acest adevăr. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că a fost luat de Dumnezeu. Luat de Dumnezeu. Am o întrebare pe care mi-o pun mie însumi în alergarea mea pe planeta aceasta. Care este valoarea supremă în viața mea, în viața ta? Este valoarea supremă cetatea tatălui meu, Cain, de care mi-am legat numele? Astăzi, dragii mei, mare lucru să ai o moștenire de la tata tău. Și ce ai putea să ai? Un petic de teren, o lecuță de căsuță în care să-ți iei tu nevasta, să stai sub un acoperiș. Care-i valoarea supremă în viața mea? Sau este voia Tatălui meu divin? Observați, unul își leagă numele de Dumnezeu, celălalt își leagă numele de moștenirea pe care o lasă Tatălui. Dați-mi voie să călătoresc mai departe, să compar pe cei doi la Meh. Sunt de partea lui Cain, în comunitatea lui Cain. Enoch a fost tatălui Irad, Irad a fost tatălui Mehuiael, Mehuiael a fost tatălui Metușael, Metușael a fost tatălui Lamech. Și aici se oprește lista. Lamech și-a luat două neveste. Numele unei era Ada, numele celălalt era Țila. Ada a născut pe Iabal, el a fost tatăl tuturor celor ce locuiesc în cortul și păzesc vitele. Când unul de pe linia lui voia să locuiască în corturi, venea la Iabal să învețe cum se face un cort. Și când își aduna o brumă de turmă sau ciriade, venea la Iabal să învețe tâlcurile acestei meserii. Versetul 21. Numele fratelui său era Iubal. El a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu alăuta și cavalul. Poate el a deschis prima filarmonică, a dat primele concerte, a plecat în primul turneu cu continentalii, nu știu. El o fi fost dirijorul trupei. Dacă mă duc puțin mai departe, versetul 22, Țila, de partea ei, născut pe Dubal Cain.
făuritorul tuturor uneltelor de fier și de aramă, cel care știa să mânuiască ciocanul, să încălzească fierul, să bată uneltele, cel care... Și pe urmă textul adaugă un lucru ciudat. Sora lui Tubal-Cain era Naama sau Noema. Era un nume pe care mai târziu Naomi îl comentează când femeile o strigă. Nu-mi spuneți, Naomi, cea plăcută, spuneți Mara. Foarte interesant este prezența acestei femei. Vom reveni data viitoare la ea. Dragii mei, va trece sau nu va trece guvernul? Mâine, poimâine, ce spuneți? Haideți că asta se practică la noi. Ne adunăm cu grămadă, dăm fiecare cu banul. Imaginați-vă că Lameh este primul ministru acceptat într-un fel de guvernul României. Pe cine credeți că ar numi el la Ministerul Agriculturii? Sau la Ministerul Culturii? Sau la Ministerul Industriilor? Cu câtă bucurie și-ar fi invitat fiii lui și-ar fi întrebat, este cineva în sală care îi poate bate pe aceștia în realizările lor? Observați, în mod ciudat, naratorul pune în seama cainiților toate realizările culturale, ca și cum setiții nu făceau altceva decât să se roage la Dumnezeu, să uite la stele și să le pice pâinea din cer. Dar nu este adevărat. Ceea ce este însă adevărat e că fără Dumnezeu putem atinge rezultate remarcabile pe plan material, dar nu ne putem păstra verticalitatea, echilibrul pe plan spiritual, moral. Și uitați-vă cum continuă istoria. Lameh a zis nevestelor lor, Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestelor lui Lameh, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Deci Lameh este ucigaș ca și străbunul lui, ca și Cain, dar mai mult decât atât, în dreptul lui Cain, Dumnezeu a zis, dacă te va omorâ cineva, vei fi răzbunat de 7 ori. Lameh, în schimb, spune, n-am nevoie de Dumnezeu, oricum nici nu-L cunosc, atâtea generații au trecut de când ne-am înstrăinat de El. De aceea eu sunt Dumnezeu și El decretează în versetul 24, Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori, câte 7. Aș vrea să mă mut în cealaltă comunitate, la un alt Lameh și la pruncul lui. Uitați-vă cu ce se laudă Lamehul setit. La vârsta de 182 de ani, Lameh a născut un fiu, i-a pus numele Noe, zicând, acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Dumnezeu. De fapt, ce face Lameh? Care a învățat numele Domnului, să cheme numele Domnului, să umble cu Domnul, se agață de promisiunea Domnului. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța ta îi va zdrobi călcâiul, tu îi vei zdrobi sămânța ei îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Observați, toată linia setiților se agață de Dumnezeu, de promisiunea Lui, de felul în care Dumnezeu guvernează istoria. Pentru cei care ați avea impresia, citind Biblia, că un pocăit nu trebuie să meargă la școală, nu trebuie să fie cel din tâi în clasă și în fapte bune, nu trebuie să implice în afaceri, nu trebuie să se implice în toate domeniile culturii. Uitați-vă o clipă ce a realizat linia lui Set. Aveți o poză înaintea voastră, cineva într-un doc sau pe un chei din Olanda a construit corabia lui Noe în mărime naturală. Cu animale în ea, a transformat-o într-un restaurant, într-o grădină zoologică. Și imaginați-vă, omul acesta a folosit toate uneltele care stau la dispoziție în vremea noastră. Noe a trebuit să o facă cu mâna lui și cu fiii lui, nu știm ce era pe vremea aceea. Dar în niciun caz, nu cred că linia lui Set este mai pe jos în ce privește implicarea culturală ca linia lui Cain. Cu toate acestea, întrebarea rămâne. Dacă și unul și alții ne implicăm în împlinirea mandatului cultural, cum o faci? O faci în ascultare de Dumnezeu sau în răzvrătire față de Dumnezeu? Ale cui interese le promovez? Ale lui Dumnezeu sau ale mele? Adică, în fond, ale diavolului care mă stăpânește?
Ce-mi este mai drag? Lucrul mâinilor mele? Sau planul și voia lui Dumnezeu? Ce prețuiesc mai mult? Realizările mele culturale, pentru care mă bat și dau din coate și calc în picioare pe alții, sau faptul că Dumnezeu în mila Lui m-a ridicat din norul acesta, m-a făcut parte din planul Lui, pot lărgi împărăția Lui cu tot ce am în mână, cu tot ce a pus în mine. Observați cum se pară aceste întrebări, cele două comunități, pe unii de alții, chiar aici între noi. Pentru că întrebarea este, după ce alergi, valoarea reală în viața ta, spunea Obama în cartea lui publicată de curând, se vede din trei lucruri. Din cât timp aloci în viață sau pentru ce aloci timpul în viață, energia și banii. În ultimă instanță, eu pot vorbi frumos, dar dacă veniți în dreptul vieții mele și mă urmăriți săptămâna și zilele și vedeți cum îmi folosesc timpul, energia și banii, acelea sunt lucrurile în care cred, acelea sunt lucrurile pentru care alerg, prin care îmi fac un nume. Fără Dumnezeu putem realiza multe pe plan moral, pe plan material, dar nu putem realiza nimic pe plan moral. Și vreau să vă spun că chiar dacă am câștigat toată lumea, la ce ne-ar folosi dacă ne-am pierde sufletul? La urmă, tot ce aș aduna nu-mi folosește la nimic. Ascultați-l pe unul din cei mai bogați, cei mai înțelepți oameni ai lumii. Am făcut lucruri mari. Și el vorbește de mâinile lui, realizări gândite de el, născocite de el. Am făcut lucruri mari. Mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pom și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava în care cresc copacii. Am cumpărat rob și roabe, am avut copii de casă, am avut cirez de boi și turme de oi mai mult decât toți cei ce au fost înaintea mea la Ierusalim. Mi-am strâns aur și argint și bogății ca de împărați și împărății. Mi-am adus cântărețe și cântăreți și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am fost mare, cu alte cuvinte, am urcat în vârful scării sociale, am fost mare, am ajuns mai mare decât cei ce erau înaintea mea la Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. N-am oprit nimic din ceea ce îmi cerea inima. N-am oprit-o de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta a fost partea mea din toată osteniala mea. Apoi, spune el, când m-am uitat cu băgare de seamă la lucrurile pe care le făcusem și cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, că nu este nimic trainic sub soare. Sub soare înseamnă eu însumi cu noroiul acestei planete, dar fără Dumnezeu. Poți realiza lucruri mari. Dar întrebarea este, la ce te ajută? La ce te ajută? Ascultați-l pe Eclesiastul încheindu-și cartea scrisă fiului lui, care ar fi vrut să pornească cu tot elanul pe urmele tatălui său, să adune mai mult, să aibă mai mult. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce la judecată toate lucrurile. El va judeca tot ce ai făcut, bine sau rău. Dumnezeu este Cel care, în ultimă instanță, cântărește lucrarea mâinilor tale. Dumnezeu este Cel care va da verdictul. După asta vom continua discuția despre implicarea noastră în cultură. Și aveți o imagine în fața voastră. Dumnezeu a spus omului, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Noi am numit acesta mandatul creației, mandatul cultural, obligația fiecărui muritor de a nu sta cu mâinile încrucișate, de a face ceva pe această planetă. Din păcate, omul care este agentul făcător de cultură a fost strâmbat
de minciuna șarpelui. Și de aceea când ne uităm în jurul nostru, absolut tot ce este în jurul nostru poartă această amprentă, această strâmbăciune pe care Solomon spune nimeni nu poate îndrepta. De aceea a trebuit să vină Domnul Iisus și să mântuiască oameni de pe planeta noastră, să-i schimbe pe dinăuntru, după care să-i trimită înapoi în lume și să-i lasă să-și continue activitatea. Dar de data aceasta în ascultare de Dumnezeu. Dexul definește cultura simplu, totalitatea valorilor materiale și spirituale create de om, de oricare dintre noi, și totalitatea instituțiilor care ajută la comunicarea acestor valori. Deci cultura este tot ce faci. Când omul se mișcă, el creează într-un fel cultură. Dar observați, eu pot trăi viața în două feluri, îmi spune Domnul Iisus. În Matei 6:33 îmi spune, atunci când începi să-ți trăiești viața, pune pe primul loc pe Dumnezeu și împărăția Lui și voia Lui. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, gândindu-se ce veți mânca, ce veți îmbrăca. Ziua de mâine se va îngriji ea însăși de ea. Cu alte cuvinte, nu te compromite pentru o bucată de pâine, pentru o realizare materială. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți poarte de grijă. Tu ține-te de voia Lui, indiferent ce-ar face cei din jurul tău. În felul acesta ne separăm de lume, ieșim din mijlocul ei. Oare la întâmplare biserica este numită eclesia, comunitatea, adunarea celor chemați afară din lume. Chemați afară, nu în sensul că mergem la mănăstire, că nu facem altceva decât să ne rugăm. Nu, noi facem școală ca ceilalți, ne implicăm alături de ceilalți. Dar prețul, sau prețuim cel mai mult, voia lui Dumnezeu, împărăția lui. Bucuria noastră mare vine din a fi implicați alături de Dumnezeu în lărgirea împărăției lui. După ce Pavel pune înaintea noastră doctrina mântuirii în toată frumusețea ei, capitolul 12, partea aplicativă, începe așa: vă îndemn, dar fraților, ca răspuns la îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o cuminte, o înțeleaptă slujbă duhovnicească. Uitați-vă la versetul următor: nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Noi de multe ori în chipul viacului acestuia includem tot felul de lucruri. Dragii mei, un singur lucru contează înaintea lui Dumnezeu. Deosebirea într-un creștin și un necreștin este una singură: atitudinea față de voia lui Dumnezeu. Pe un necreștin nu-l interesează. Puteai să arunci cu voia lui Dumnezeu după Cain și urmașii lui. Nu ne interesează. În schimb, Set și urmașii lui au căutat voia lui Dumnezeu, au chemat numele Domnului, au făcut toate lucrurile în ascultare de Dumnezeu. Nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea în duhul minții voastre, ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și vreau să închei cu ultimele versete din Psalmul 139. În Psalmul 139, David te așează înaintea Creatorului, celui care te-a plămădit în pântecele mamei tale și te-a dus în existență pe această planetă și ți-a dat porunca: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Dar dacă recunoști pe El ca și Creator, vei striga în fiecare moment al vieții tale: cercetează-mă, Dumnezeule, cunoaștem inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Dar cu ce mă deosebesc eu de ceilalți? Fac afaceri ca el, fac arte ca el, fac școală ca el. Să știți că sunt două căi. Este o cale rea și o cale bună. O cale în care plămădești țărână în răzvrătire față de Dumnezeu, după tiparele lumii acesteia. După bucata aia de pâine promisă lui Hristos în pustie, închide-te mie, vei mânca pâine albă, vei stăpâni peste tot. Sau vei trăi făcând din voia lui Dumnezeu cel mai scump lucru din viața ta. Tot ce nu-i conform cu voia lui, vei respinge, indiferent ce vor zice cei din jur. Cercetează-mă, Dumnezeule, cunoaște-mi inima. Încearcă-mă, cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă
pe calea veșniciei. Doamne, eu îmi substau înaintea Ta și Tu vezi frământările din adâncul inimii mele, pentru că așa de ușor, așa de lunecos e drumul, așa de ușor Te schimbăm pe Tine cu darurile care ni le dai, uitând de Tine. Ai pus în noi talanți, i-am pus în negoț, vedem cum se mulțesc rodul investițiilor noastre și știind că ești plecat într-o țară depărtată și că nu vei veni acum, ne legăm numele de lucrurile pe care le-am agonisit prin harul și mila Ta, în loc să trăim viața noastră înaintea oamenilor în așa fel încât ei, văzând faptele noastre bune, să slăvească pe Tine, singurul care o meriți. Uităm că Tu nu-ți împarți slava cu nimeni. Doamne, de aceea Te rog, deschide-ne mintea să pricepem că sunt doar două căi, două comunități, două istorii, două deznodăminte, două împărății, doi Dumnezei. Și noi trebuie să ne trăim viața alipiți de Dumnezeul nostru, de Creator, de Mântuitorul nostru, spre slava Lui, prin puterea Lui. Dă-ne, Doamne, curajul să putem spune, așa cum ne-ai învățat, ori de câte ori am terminat de rostit rugăciunea Tatăl nostru, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, să îngânăm cu încredere și ceea ce urmează, pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, nu ne lăsa, Doamne, să fim prinși în lațul șarpelui, veți fi ca Dumnezeu, dacă veți avea curajul să vă străinați de El. Cine izbăvește de cer rău? Dar dă-ne curajul să rostim cu toată inima ce urmează. A Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin.